Vă salut, colegilor, columbofili, băieți care priviți videole mele. Din nou, iar a fost o etapă aici în Ucraina, cu porumbei. Iar am prins un pripășit, a venit un porumbel din România. Avem o femeluță din anul 2019. Este superbă la mână, poate este și ceva de calitate, nu m-am uitat acolo. Putea să fie de calitate, cum și am zis, tot una o eliberam. Nu depinde de calitate, nu de calitate. Penajul ok. O femeluță forță. Le-am dat drumul la mei, să vă spun, ieri, pe la orele 6. Și cum văd, a venit și o prepășită. Le dau mâncare la mei, intră la mine în crescătorie, cu a mei. Le-am strigat la mâncare pe mei, intră și ea. Am pus acolo de o parte, le-am dat azi mâncare, la amiaz, dimineață, apă, totul frumos. Acum este orele 4, o eliberăm. Cevată, este o femeluță îndamnoasă la mână, cevată bun, ce să vă spun. Acum o să vă citim seria. Seria 16-80-56. 2019 România, cipare, totul are chip aici, nu se poate vedea, dar are chip și o femeluță, totul o să o eliberăm, dar vreau că fac o faptă bună, faceți și voi acolo o faptă bună pentru mine, abonați-vă la canalul meu, dați acolo un like la videoul acesta, un comentariu, 1500 de vizualizări, că fac și eu o faptă bună, poate este porumbelul vostru, nu știu. Dar îmi place femeluța aceasta, forță, sperăm să ajungă acasă când o eliberez. O să o eliberăm, mai vă arăt mai bine așa, să vedeți. Sperăm să fie a voastră, a abonaților mei. Poate am adunat în curând și 5.000 de abonați, avem 4.600 de abonați. Sperăm să ajungem și la 5.000 în curând. Vă rog toate persoanele care priviți acest video acum, apăsați acolo butonașul de abonare, cum scrie la voi, subscribe sau abonare, abonați-vă, clopoțelul de alături să vă vie notificări când postez următorul video. O să fac în continuare videouri mai șmechere, mai interesante, mai superbe. Sperăm porumbița aceasta forță să ajungă la casa ei, să fie totul ok, să nu fie rănită. Nu-i rănită, așa, nu-i nimic, totul ok, îi dau drumul ok, sperăm să ajungă acasă, să nu intre în alte crescătorii, a mâncat, a băut apă, totul ce trebuie. Sperăm să ajungă la casa ei și o să o eliberăm frumușel. O să vedeți acum. S-a dus. Gata, băieți, am eliberat-o. S-a dus spre casă, gata, s-a dus tot cum s-a dus, iau tot porumbei ăia, în partea aia încolo, spre casă. El mai rotește pe aici. S-a dus acolo, s-a întors. Nu se vede în cameră. Și cam acesta a fost filmulețul de astăzi, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați câte mai multe vizualizări. Vă salut, numai bine!